De când a început să acceseze proiecte europene, societatea Zirom SA se dezvoltă de la an la an, diversificându-și gama de produse din titan și mărind capacitatea de producție. Unul dintre proiectele europene implementate cu succes în acest an s-a finalizat azi, mai ales că în urma acestuia va rezulta în ființarea unei secții noi pentru producerea de lingouri forjate din titan. Programul s-a desfășurat pe programul de finanțare Programul operațional, sectorial, creșterea competitivității economice, axa prioritară 1, un sistem de producție inovativ și ecoeficient. După cum știți, proiectul a început în luna aprilie, mai exact pe 17 aprilie, urmând a se depune cererea de finanțare pe 24 decembrie. Condiția proiectului de rambursare, pardon, că de finanțare a fost în aprilie. Proiectul, având ca și perioadă de implementare, anul 2015. Acest proiect, de fapt, a venit și ca o necesitate. În urma analizei de piață, în urma studiilor de piață, a reieșit faptul că trendul cerințelor de consum a migrat, ca să zic așa, foarte mult înspre produse cu un grad cât mai ridicat de prelucrare. Ziromul, de fapt, fabrica lingouri de titan. Acestea erau produse care intrau în categoria semifabricatelor. Prin proiectul anterior, în cadrul căruia s-au achiziționat utilaje de forjare, fluxul tehnologic a fost continuat. De la lingouri de titan s-au obținut produse forjate de titan. Echipamentele de ultimă generație achiziționate de Zirom SA din fonduri europene au condus la pătrunderea societății pe piața externă din țări ca Italia, Norvegia și Anglia și au condus la creșterea cu 150% a cifrei de afaceri. Necesitatea achiziționării acestor echipamente a apărut după ce am pus în funcțiune proiectul Forjă, deoarece s-a constatat că gama de tipodimensiuni și produsul ca atare solicitat de clienți este mai mult sau cu preponderență pe partea de produse rectangulare și nu bare rotunde. Pentru produsele rectangulare nu eram pregătiți din punct de vedere al finisării și al finalizării produsului. Și atunci am achiziționat pe acest proiect două echipamente de frezare, un echipament de debitat pe aceleași considerente, trebuia să creștem capacitatea de debitare. De asemenea, a trebuit să schimbăm atât să schimbăm cât și să îmbunătățim dotarea laboratorului. Creșterea competitivității și productivității societății Zirom SA au dus și la sporirea numărului de angajați, pe statele de plată ale societății figurând azi 129 de salariați. Investițiile vor continua și în anul 2016, atât din fonduri proprii cât și prin accesarea de noi proiecte europene, pentru a contribui la reducerea decalajelor față de productivitatea înregistrată la nivelul Uniunii Europene pe acest segment de activitate.